Dacă luna ianuarie a adus creșterea veniturilor pensionarilor cu 5% prin modificarea valorii punctului de pensie la 917,5, în luna februarie o parte dintre pensionari beneficiază de scutirea de impozit, adică se elimină impozitul pentru pensiile mai mici de 2000 de lei, iar contribuția de sănătate pentru toți pensionarii se elimină aferentă pensiilor și se va plăti din bugetul de stat către Casa de Asigurări de Sănătate. De scutirea de impozit beneficiază aproximativ 2000 de pensionari din județul Teleorman, iar de contribuția de sănătate aproximativ 35.800 de pensionari. Țin să menționez de asemenea că începând cu 1 martie, cei care au indemnizația minimă socială garantată de 400 de lei vor beneficia de o creștere la 520 de lei. În această creștere vor intra și pensionarii care au pensii sub suma de 520 de lei, deci li se va completa până la 520 de lei suma de bani pe care o vor primi lunar. Urmează etapa 1 iulie 2017, când valoarea punctului de pensie va crește de la 917,5 la 1000 de lei, o creștere de 9%, deja este legiferată și urmează a fi aplicată începând cu data de 1 iulie. Care sunt impozitele de care sunt scutiți pensionarii? La acest moment, așa cum am spus, impozitul pentru pensiile mai mici de 2000 de lei și contribuția de sănătate pe care nu vor mai plăti ei și se va plăti de Casa de Pensii din bugetul de stat către Casa de Asigurări de Sănătate.